foarte târziu. Întârziez ca să fie în continuare o seară care să ne folosească. După ce e seară l-am ascultat pe Preasfântul Sofian, care a fost, să spunem așa, primul ucenic de chilie al Părintelui Teofil. A urmat ca ucenic de chilie Părintele Matei și Părintele Mihail este ultimul ucenic de chilie. În ultimii de ani de viață a fost alături de Părintele și ne-au spus din experiența de zi cu zi a întâlnirii cu Părintele Teofil. Am să încerc să vă vorbesc și eu câteva lucruri practice, așa cum l-am cunoscut eu pe Părintele Teofil și așa cum am încercat în viața mea să împlinesc cuvintele Părintele Teofil. Părintele Teofil a fost un om fericit. Se recomanda, dragă, sunt un om împlinit, un om fericit. Câți dintre noi am putea să spunem acum că suntem fericiți? Părintele se întemeia pe viața sa. Pentru că a fost un părinte al echilibrului, al discernământului, a fost un om care s-a orientat după un principiu. În jurul tău să poți să-i fericești pe toți. N-ar vrea să se fericească pe toți, măcar pe cei de la sâmbătă, pe toți, nici pe toți pe cei care a întâlnit, sau pe care s-a întâlnit, dar să știți că pe mulți a fericit părintele prin prezența sa luminoasă, prin chipul său. Eu când am văzut prima dată pe părintele la o conferință, m-a sucerit. Era un bătrân cu plete albe venit cu un duc puternic. De ce? Pentru că părintele, până să iasă la propovăduire, s-a pregătit ca să fie o bună neagră lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, dintre cei din sală, câți sunteți, fac și eu ca Preasfântul Sofian, câți nu l-ați cunoscut pe Părintele Teofil? Să ridicați mâna, să vedem dacă vă dau niște repere din viața Părintele, mai sus. Deci m-ați văzut de-a ta și totuși lasă să mă ascult. Părintele Teofil a intrat la mănăstire la 24 de ani. Și după primul an de viață de mănăstire, a început să apară niște întrebări. Că se pregăte cum el, nevăzător, într-o mănăstire, poate să iertă pe oameni. Și a spus această frământare de copilul Dumnezeu, Părintele Serafin Popescu. Un om cald, un om bun, un om de care se bucurau oameni, zicea Părintele Teofil despre el. I-a spus această frământare și Părintele Serafin i-a zis, dragă, tu să te pregătești să fii o bună uneagă lui Dumnezeu și când Dumnezeu va răbi, atunci va găsi calea pe care tu se arăți pe oameni. Și asta a făcut Părintele vreme de aproape 40 de ani, până să iasă să-L cunoaștem cei mai mulți. Și mai aproape. Până să-L cunoaștem, a fost un om care a venit cu putere. Și pentru că
Pentru că să știți că Părintele n-a fost dintr-un început bun. Chiar spunea despre sine că atunci când a fost mic, a fost rău. Și o vecină îi spunea bunicii lui Nană pe Ioan, îl chema, pe Nem, să-l duci la popa să-i mai citească, pe Miluzi, pe toată. E tare rău. Sau bunica lui, din partea tatălui, îi spunea, măi, Mișelule și Pohelule. Nu prea știa Părinte despre ce e vorba, înțelegea că nu-i de bine. Însă, cu timpul, zicea Părintele că, într-adevăr, vedeți, noi suntem o sinteză a înaintașilor noștri. Și moștenim și cele bune și cele rele. Și zicea Părintele, nu mai trebuie mama tână să vadă că Poherul și Mișelul s-au făcut om de treabă. Și zicea, eu am fost Poher și Mișel pentru că ea a fost o miriță și ingheriță. Adică am moștenit și așa suntem toții moștenii pe părinții noștri, mai special pe bunici, pe înaintașii noștri. Părintele a lucrat. A lucrat, s-a depășit prin credință și s-a grăbit prin dragoste. În cuvânt iarăși pe care l-a primit de la Duhul Său. Să te depășești, să te dăruiești. Și Părintele a înțeles așa. Că te poți depăși prin credință, dacă ai credință, și apoi să te dăruiești celorlalți prin dragoste. Lucrul acesta l-a făcut Părintele. De aceea vreau să fie un om al Duhului, s-a depășit de sine și apoi s-a dăruit cu multă, multă dragoste. Cei care mergeau la Părintele, îl căutau pe Părintele și doreau să-l aibă ca și duhovnic pe Părintele, primeau de la Părinte Teofil un îndrumar de viață duhovnicească. Un îndrumar pe care l-ați primit și într-un pliant, dacă nu mai aveți cei care n-ați fost ieri, o să găsiți și la ieșirea un pliant. Un pliant Părintele Bucuriei, Părintele Teofil, Părintele Bucuriei, unde o să găsiți acest program de viață duhovnicească, o scară a fericirii și câteva cuvinte duhovnicești de la Părintele Teofil. Eu în această seară m-am gândit să vă pun la suflet acest program de viață duhovnicească și scara fericirii propusă de Părintele Teofil, pentru că mi se pare că sunt lucruri reprezentative din învățătura Părintele Teofil, lucruri care m-au ajutat și pe mine și pe mulți alții care încercăm în viața de zi cu zi să împlinim acest program de viață duhovnicească. Pentru că, zicea Părintele, ce faci, te face. Sau omul crește în ce pornește. Dacă faci bine, crești bine. Și ajungi de la bine la tot mai bine. Și crești în bunătate și bunătatea este cea care ne aseamănă cel mai mult cu Bunul Dumnezeu. Așadar, Părintele Teofil recomanda un program de viață duhovnicească în 5 puncte. Să mergi la biserică duminica și în zile de sărbătoare, să începi ziua cu Dumnezeu, rugăciune de dimineață, rugăciune de seară și la vremea mesei. 3. Să citești în fiecare zi câte două capitole din Noul Testament. 4. Să păzești mintea prin rugăciune de toată vremea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi prin mine păcătosul. Și 5 posturi. În zile de posturi este săptămână, miercurea și vineri și cele 4 mari posturi de peste an. Și acum, foarte pe scurt, ca să nu muncim prea mult cuvântul în această seară, vreau să vorbesc despre aceste 5 puncte de program care le recomandă Părintele. Primul punct, ca să ai o viață plăcută de Dumnezeu și oamenilor, trebuie să ții legătura cu biserica. Nu poți să spui că ești credincios dacă nu ții legătura cu biserica, deși mulți oameni din ziua de astăzi se consideră credincioși, dar nu merg la biserică. Să știți că prima întrebare pe care o punea Părintele Teofil, cuiva care venea să se spovedească la Părintele Teofil, era dacă mergi la biserică. Și dacă omul respectiv spunea, Părinte, mai ajunge așa, când ai fost ultima dată? De Crăciun sau de Paște? Părintele nu mai stătea de vorbă. Prea dragă, n-are ce discuta. Te duci la biserică și după aceea vii să vorbești cu mine. De ce? Pentru că la biserică
biserică și în special la Sfânta Liturghie cu Divin, tine cântarea Dumnezeu, liturghia este intrare în Împărăția lui Dumnezeu, așa și începe liturghia cu binecuvântat, este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. La liturghie primim binecuvântările lui Dumnezeu din binecuvântările pe care le dă preotul sau arhiereul care slujește liturghia. La liturghia este Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia care este Hristos în cerul nostru. La liturghie primim ceea ce doar acolo putem primi trupul și sângele Domnului, împărtășania, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Deci, lucru esențial pentru o viață duhovnicească este să ținem legătura cu biserica. Și eu acum le spun celor care vin la mine, ca și duhovnic, că nu-i destul numai duminică să mergem la biserică. Cei mai mulți creștini acum sunt creștini de duminică. Că sunt foarte prinși cu munca. De luni, uneori, până se văd. Unii chiar și duminică, cred. Dar eu le spun așa, dacă vreți să duceți o viață frumoasă, o viață plăcută în Dumnezeu și o viață duhovnicească, să ajungeți măcar de 3 ori pe săptămână la biserică. Bineînțeles, duminica la Sfânta Liturghie, dacă se poate, și la altă liturghie peste săptămână. Și lucrul acesta se vede în viața celor care participă des la biserică, la slujbele biserici. Pentru că zicea Părintele despre slujbele biserici că sunt vuietul Duhului Sfânt. Spunea, tot ce se spune în biserică e important. Aia ce s-a deșteptat. Totul este. Da? Al doilea punct de program era rugăciune. Să începi ziua cu Dumnezeu, să sfârșești ziua cu Dumnezeu, rugăciune de dimineață, rugăciune de seară și la vremea mesei. Nu poți să scrii că ești creștin dacă nu te ții de rugăciune. Rugăciunea, într-adevăr, este o oglindă a sufletului. Dar avea Părintele de la acesta, dragă, roagă-te cum poți ca să nu te rogi cum trebuie. Nu recomanda un om. Zicea Părintele, 50 minute poate să-și facă oricine vreme ca să se roage. Deși mulți oameni veneau la Părintele și acum știm asta că cuvântul că vin și la noi care suntem duhovnici, Părinte, dimineața sunt grăbit, seara sunt obosit. N-am lăsat. Nu poți să spui că ești creștin, că ești... Pentru și mai asta vrei să ai dreptate, vrei să ai viață duhovnicească, dacă nu îți faci vreme de rugăciune. Și trebuie să-ți faci vreme în programul zilei de rugăciune. Oricum, Părintele Teofil se ruga mult. Dacă fi să adunăm slujbele, orele de rugăciune din chilie, orele de rugăciune din biserică, se fac spre aproape 8 ore pe zi de rugăciune pe care le avea Părintele. Apoi studia și muncea când era de muncă și da, se și odihne. Așadar, și noi să încercăm să ne facem vreme de rugăciune. Și insista Părintele și pe rugăciunea de la vremea mesei. Să spuneți rugăciunea înainte de masă. Să mulțumiți după ce vă ridicați de la masă. Pentru că avem ceea ce avem pe masă prin osteneala noastră sau părinților noștri, dacă sunteți elevi, studenți, și prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, rugați-vă, faceți-vă de rugăciune, nu lăsați rugăciunea ca fiind ultimul lucru din zi. Adică atunci când nu mai putem, să dăm lui Dumnezeu rămășița noastră. Faceți-vă programul puțin mai devreme. Și apoi puteți să vă faceți rugăciunea și pe care mai continuați ce mai aveți de făcut, astfel încât să puteți să vă rugați cu mintea limpede, cu trupul să nu fie istovit și pregătit de somn, deși nu e rău să și adormi rugându-te, dar să nu, să fie a doua, să zic așa, pragile de rugăciune în care încercăm să adormim cu gândul la Dumnezeu. Al treilea punct de program pe care l-a dat Părintele Teofil este lectura zilnică din Noul Testament. Și recomandat Părintele să citim în fiecare zi două capitole din Noul Testament. De ce? Pentru că, vă spuneam și mai înainte, Evanghelia este Hristos în jocul nostru. Cuvintele Domnului Hristos le găsim în Sfânta Evanghelie. Și spuneam Părintele că trebuie să ne împodobim mintea ca să ajungem să avem mintea lui Hristos. Ori ca să ajungem să avem mintea lui Hristos.
Să gândim mai decât la Domnul Hristos. Puneam părintele de mult această întrebare pe care am preluat-o dintr-o carte. Ce-ar zice Domnul Hristos? Ce-ar face Domnul Hristos într-o situație anume? Dacă ne-am pune această întrebare în noi tot timpul, acum, cum ar răspunde Domnul Hristos? La fel să răspund și eu. Ce-ar face acum Domnul Hristos în situația aceasta? Dar ca să putem să răspundem la aceste întrebări, trebuie să știm, în primul rând, cuvintele Domnului Hristos din Sfânta Evanghelie, să-L simțim pe Dumnezeu și Hristos, care ne-a spus că ne va da răspuns la toate provocările vieții, doar noi se cerem prin rugăciune după acesta. Deci, recomandam Părintele să citim două capitole din Noul Testament. Să citești două capitole, îți ia 10-12 minute maxim. Nu e mult, nu e nici puțin, dar dacă începem ziua, de exemplu, și eu așa recomand, dimineața, după crucea de dimineață, încă 10-15 minute lectură din Noul Testament. Și ne învăța Părintele și cum să citim. Recomanda Părintele un fel de a se citi Noul Testament. Spunea să începem cu cele patru evanghelii, una după alta. Citim câte două capitole, mai întâi de Matei, Marcu, Luca și Ioan. După care le reluăm încă o dată și încă o dată. Deci de trei ori să citim cele patru evanghelii, una după alta. După care să continuăm cu celelalte cărți din Noul Testament, dacă Faptele Apostolilor, fiecare carte citind-o de trei ori. Dacă Faptele Apostolilor, Epistola către Romani, Corinteni, unul și așa mai departe, până în ultima carte din Noul Testament, și după ce terminăm de citit o dată în acest fel Noul Testament, putem să citim oricând și oriunde, doar să ne hrănim și mintea noastră și sufletul nostru Cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să avem, să avem și noi mintea lui Hristos. Al patrulea punct de program de viață duhovnicească urmată de Părintele este rugăciunea de toată vrerea, cum spunea Părintele, și spunea să ne păzim mintea prin rugăciunea de toată vremea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu și Dumnezeu păcătosul. O rugăciune specifică monahă. Dar rugăciunea pe care eu n-am mai zis pe altcineva ca Părinte Teofil din 90 încoace să vorbească atât de deschis și atât de mult despre această rugăciune specifică monahilor, dar care mai este de mare folos și mâncător a trei în lume. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu și Dumnezeu păcătosul. O rugăciune pe care Părintele Teofil a învățat-o încă de la vârsta de 13 ani și jumătate de la Părintele Asenia Focă. L-a învățat Părintele Asenia, l-a cutat Părintele Asenia la Mărțirea Sâmbătă, era atunci Părintele Asenia acolo și l-a învățat cum să spună această rugăciune. Și Părintele a spus această rugăciune cu cuvântul gândit. Se poate spune, bineînțeles și cu voce, dar a învățat-o cu cuvântul gândit, deci în gând. Să spun între respirații, Doamne, trebuie de a-i cumpir Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, și de a-i afară, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și a spus Părintele această rugăciune de la tinerețe până la bătrânețe, nu într-un mod exclusiv, dar cât a putut de mult, și a spus Părintele, și a spunea și la Sfântie, că dacă a cerut lui Dumnezeu să se miluiască, Dumnezeu l-a miluit, și spunea că toate darurile pe care le-a primit și a avut multe daruri pe Teofil, a fost pentru că a cerut mila lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a iubit. Bineînțeles că rugăciunea aceasta o putem spune și cu alte formule de rugăciune. Și mai scurtă. Și cu alte formulare. De exemplu, părinții contemporani de Sfântul Munte și Sfântul Paisie spuneam rugăciunea aceasta mai scurtă. Spuneam că pe drumul de astăzi rugăciune. Și această rugăciune este prea lungă. Mintea atât de împrăștiată, atât de nestatornică, încât nici măcar să spună toată această rugăciune nu poate să stea acolo statornică. Și atunci ar putea să spună, Doamne Iisus Hristos,
spuse, iubește sau Doamne, iubește sau numai Doamne. Oricum, să începem să spunem această rugăciune pe care o putem spune orică. Ne putem face și un program special de rugăciune spre Părintele. După rugăciunea de dimineață, să spunem 50 minute, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu iubește nefăcătoși. Sau, în drumul nostru, de acasă până la școală, de acasă până la servici, spuneți rugăciunea aceasta. Rugăciunea aceasta are dragul. Înainte de a ne întâlni cu Domnul Hristos, să ne facă să ne întâlnim cu noi aici. Și mai bine întâlnim cu mizeria din noi. După ce s-a întâmplat și cu părinte Teofil. Și a văzut răutății. Dar dacă insistăm cu această rugăciune, răutățile acestea pe care noi ni le descoperă Dumnezeu ca o lanternă înăuntru sufletului nostru, prin mărturisirea acestora, în taina spovedanii, lucrează Dumnezeu și se limpezește și mintea noastră, și sufletul nostru, și inima noastră, și ajunge cu darul Dumnezeu ca pe această rugăciune să ne împotrivim gândurilor rele, pentru că aceasta este una din metodele de împotrivire față de gândurile rele. Dacă vrei să-ți faci îndoială în minte, zicea Părintele, în viață trebuie să-ți faci mai întâi îndoială în minte. Și rugăciunea aceasta este o metodă foarte bună de a ne face îndoială în minte, ca apoi să ne facem îndoială în viață. Părintele Rostin, Părintele Teofil Rostin, această rugăciune a avut foarte, foarte multă bucurie. S-a amintit lucrul acesta și anume când spuneam Părintele, când era că înainte de a intra în mănăstire, era la Timișoara și mergând spre de unde se trebuie internat până la școală, aproape o jumătate de oră, rostea rugăciunea aceasta. Și spunea că noi Dumnezeu îi dădea așa de mare bucurie, încât dacă i-ar fi dat mai mult, ar fi murit de bucurie. Ei, încercați și dumneavoastră să spuneți această rugăciune. Ne putem folosi de metanie, din acel șirac de nobel, ca folosindu-ne de un mijloc material pentru o lucrare spirituală, cum spunea Părintele despre metanie. Spuneți cât puteți de mult de întins această rugăciune. Doamne, să fiți toată și Dumnezeu miluiește pe mine pe toți. Și ultimul punct de program, a fost și Părintele Bogdan și merge, să-l vedem și pe Părintele Teofil, să-l ascultăm de Părintele Teofil. Ultimul punct de program în viața duhovnicească este postul. Postul în biserica noastră, știți că nu e ceva facultativ, ci este o datorie. În biserica postește, noi cu toții trebuie să ne angajăm în postire și Părintele a postit timp, când erau posturile cele mari, postea la mănăstire se postește și lunea, lunea, miercurea și vinerea. Pentru noi, cei din lume, să postim miercurea și vinerea. Măcar miercurea și vinerea și în cele patru mari posturi de peste anul. Pentru că prin post ne disciplinăm nu numai trupul, pentru că postul este și postul peste, dar bineînțeles trebuie să adoptăm și postul cel duhovnicesc, paza ochilor, paza gurii, paza urechilor, să fim atenți la ce vorbim, la ce auzim, la ce vedem. Deci postul este un mijloc de disciplinare a întregii noastre ființe. De aceea este un lucru bun și vă îndemn să țineți post după rânduirea bisericii. Mă opresc aici și o să vă propun să le revedem și să le reascultăm pe